Becuri pietonale noi cu un consum mai mic de energie electrică, dar care luminează mult mai bine, vor fi montate în această perioadă la Slatina. Potrivit angajaților Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public, 70 de astfel de corpuri de iluminat vor fi amplasate pe stâlpii din zona străzii Alea Rozelor. Cele vechi funcționează pe bază de sodiu, iar noile becuri au tehnologie LED. În momentul de față, Serviciul de Iluminat Public are un program pilot de înlocuirea corpurilor de iluminat din municipiul Slatina, mai exact pe strada Rozelor. Se vor înlocui corpurile de iluminat pietonale care acum sunt pe sodiu cu unele cu tehnologie LED. Dacă randamentul este cel scontat, vor fi extinse lucrările și la celelalte zone din municipiul Slatina. La fel și acestea au rolul de a reduce consumul de energie electrică. Potrivit angajaților DASIP Slatina, noile becuri vor fi montate în zona cuprinsă între străzile Alea Rozelor, Mănăstirii, Arcului și Primăverii. Reprezentanții DASIP spun că astfel de becuri cu LED vor fi montate și pe alte străzi din oraș. Ele au o capacitate de 50 de W și consumă mai puțin față de becuri vechi, de 70 de W, al cărui consum de energie electrică este mult mai mare. Practic, după montarea celor 70 de noi corpuri de iluminat, consumul de energie electrică va fi redus cu 1400 de W pe oră. În funcție de bugetul alocat, investițiile pentru modernizarea iluminatului public vor continua pe toate străzile municipiului, mai ales că sunt solicitări atât din partea cetățenilor, dar și a poliției, pentru mai multă lumină în unele zone din oraș. Au fost zone unde poliția a solicitat să mărim, ca să zic așa, fluxul luminos al corpurilor de iluminat, însă acestea au fost remediate. Modernizarea iluminatului public la Slatina reprezintă o prioritate pentru primăria municipiului. Aceasta continuă planul de investiții în toate cartierele orașului.